și bine v-am găsit pe canalul meu Ariana Channel. Și astăzi o să vă prezint cartea Crăciunozaurilor și Rita Obraznicilor. Să vedeți mai întâi coperta, apoi cotorul. Pe spate să citiți, să vedeți despre ce este vorba. Așa. Mie îmi place foarte mult la ea că nu are nici scrisul mic, dar nici mare. Desenele pe aici. Super tari. Așa. Și să vă arăt câte pagini are aici. Este sfârșit. Și aici. Stai că nu focusează camera. 413 pagini. Este mare, dar interesantă. Eu am ajuns, am citit un pic de ea și am ajuns la pagina 86. Până aici este chiar foarte interesantă, deci o ador. Și ca să știți, mai există două volume, acesta este al treilea. Și primul volum este Crăciunozaurul și al doilea Crăciunozaurul și Vrăjitoarea Iarnă. Ar fi că am trebuit să le prezint pe întâi pe acele, dar pe aceasta am avut, să zicem, la îndemână acum. Pentru mine a costat 26 de lei, dar cred că dacă o las după net, o să coste mai mult, pentru că de unde am luat-o eu, a fost o reducere. Eu, sincer, o recomand. Nu zic că este o carte rea deloc, pentru că celelalte două volume sunt cărțile mele preferate, adică doar gândiți-vă, și de aceea am ales și să o prezint pe aceasta. Eu vi-o recomand, trebuie să o citiți neapărat și celelalte două volume, chiar dacă sunt mari, de la 300 la 400 de pagini, cu puțin efort veți vedea rezultatele. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi și sper că v-a plăcut. Ne revedem în videoclipul următor. Pa!